Bună, dragii mei, astăzi vom citi împreună povestea Musculița de Emil Gârleanu. În odaie e tăcere. Prin fereastra deschisă, soarele scoate sclipit din sclinticlăria de pe poliți. În fața iconostasului clipocește candela. Pe masa din mijloc stă deschis, uitat acolo de către copii sfinției sale, un ceaslov vechi, scorojit și usuros. O musculiță, cât o gămălie, strălucitoare ca un licurici, intră bâzâind să caute ceva dulce de gustat. Zboară încolo, zboară încoace, se uită prin strachin, se așează pe marginea unui pahar, se plimbă pe la icoane ca și cum s-ar închina, ba intră până și în podcopul cel nou, pe care plodurile îl așezaseră pe pat cu fundul în jos și îl prefăcură într-un cuibar de ouă roșii, căci e Paștele. În sfârșit, dă Dumnezeu și ajunge și la măsuță, drept deasupra ceaslovului. Se lăsă ușoară, zbârnâi mulțumită pe foaia unsuroasă, pe ale cărei colțuri de sus picăturile de ceară stau ca niște peceți. E doar obișnuită cu cărțile bisericești, nu odată ieșise sătulă din biserica de peste drum. E atâta hrană pe foile îngroșate, parcă de urmele degetelor tăvălite prin grâul dulce al colivelor. Iar aici, pe o margine, a dat tocmai peste ce căuta. O pată zaharisită proaspăt arată că degețelul ce-și lăsase urma avusese grijă să se moaie întâi în dulceață. Musculița se pune pe ospăt. Prăpădenie de la comăcei, numai din când în când prinde cu ochișorul roșul slovei mari din susul foii un sâf frumos, încodea cu măestrie, ca și cum ar fi fost țesut la începutul rândului. Slavă ție, atunci își aduse aminte cum necăjise mai zilele trecute la o liturghie, prin dascăl, căruia îi rămăsese pe barbă lângă buze un fir de grâu uns cu miere. Până ce n-a gustat din miere, nu s-a lăsat, iar bietului om i-a ieșit sufletul alungând-o. Cum s-a săturat, se suie binișor, până în mijlocul slovei roșii care o atrage. Își scutură aripioarele, își întinde piciorușele de dinapoi și se freacă unul de altul, ca și cum ar ascuți două cuțite. Apoi leneșă ațipește. În clipa aceasta, ușa se deschide dintr-o dată. Sfinția sa, Popa Gheorghe, intră supărat, aprins la față, răsuflând din greu. A făcut slujbă la biserică, preurmă s-a abătut pe la Petru Băcanul, așa, întreacăt, a luat un pelinaș și s-a întors acasă. Și poftim ce găsește. Preoteasa nicăieri, dusă prin vecini. Copiii la hoinărit, după ce spărsese mai întâi toate învelitoarele gavanoaselor cu dulceți de la fereastra din sală. Poftim! Ei, poftim, strigă părintele furiat. Apoi își aruncă ochii pe masă și se supără și mai rău, până și cărțile mi le-au vărăfuit. Repete, cu o mișcare iute, sfinția sa închide ceaslovul și-l aruncă la loc în dulap. Iar în mijlocul slovei roșii, musculița strivită se făcu una cu hârtia, tocmai în clipa când adormită, izbutise să-și statornicească în căpșorul ei un gând. Ce bine e și să trăiești și să mori sătulă. Aceasta a fost povestea, dragii mei. Sper că v-a plăcut. La revedere!